dimineața din nou. Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Spune. Sunt de oțel, scoate-mă de aici. Da, așa vorbești tu, moș cu o babă, știi, scoate-mă. Sunt de oțel, scoate-mă. Perfect. Ai un succes deosebit în afaceri și relațiile cu familia sunt foarte bune. Dimineața te poți întâlni cu o persoană cu care nu ai discutat de mult. Spre seară te implici în treburi gospodărești. Taur, se pare că vei fi în centrul atenției astăzi, chiar dacă nu faci lucruri deosebite. În plus, e posibil ca după amiază să ai parte de un câștig financiar neașteptat. Seara ar fi bine să o petreci în mijlocul familiei. Gemeni, se pare că nu reușești atât de ușor să obții tot ce ți-ai propus, oricât de hotărât ești. Fii răbdător și nu te lăsa pradă instinctului de moment. După amiaza, o veste bună îți schimbă starea generală. Rac, traversezi o perioadă în care poți rezolva multe probleme financiare. De altfel, e o zi excelentă pentru afaceri și planuri de viitor. După amiaza, ești în centrul atenției în grupul de prieteni. Leu, astăzi ar fi bine să nu neglijezi responsabilitățile de la locul de muncă. Totul va fi bine dacă te adaptezi cu ușurință direcției impuse de superiori. Seara, o vizită la prieteni îți poate reda buna dispoziție. Fecioară, astăzi ești destul de irascibil și ar fi bine să nu te ocupi de probleme delicate. În schimb, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, iar din punct de vedere fizic, n-ai de ce să-ți faci griji. Balanță, ai de gând să îți asumi prea multe responsabilități și e posibil să nu le faci față singur. Nu e o zi bună pentru afaceri. Dacă va trebui să pleci la drum, e bine să conduci cu prudență. Scorpion, dimineața ești puțin nervos și riști o ceartă cu persoana iubită sau cu membrii familiei. Fii calm și concentrează-te pe problemele urgente. N-ar fi rău să te relaxezi mai mult. Săgetător, sarcinile de la serviciu cresc într-un mod îngrijorător, iar din acest motiv, la finalul zilei, ești epuizat. Ai de păstrat un echilibru între familie și carieră. Ia o pauză și pune în ordine prioritățile. Capricorn, s-ar putea să descoperi secrete pe care partenerul le-a ascuns o bună perioadă. Se pare că relația voastră nu este bazată pe încredere, așa cum ai crezut tu. Aveți lucruri de lămurit și e momentul pentru o discuție serioasă. Vărsător, te lași sedus ușor de o persoană misterioasă. În mod normal ești rațional, însă de data asta ești prins pe picior greșit pentru că ai nevoie de afecțiune. Ține minte că aparențele înșeală. Pești, ai reușit să scapi de o situație stresantă și parcă ai devenit alt om. Astăzi ești o adevărată sursă de bună dispoziție pentru cei din jur, căci radiezi de bucurie. Poți lega o prietenie care îți va aduce beneficii. Atât pentru moment, o zi frumoasă să aveți!